Și mergem chiar acum la colegul meu, Vasile Dale, corespondentul Antena 3 în Danemarca, pentru a afla mai multe informații. Vasile, bună ziua! Ce se știe despre copil, unde este în prezent și ce se întâmplă cu părinții în tot acest timp? Bună ziua tuturor! Până în acest moment știm câteva lucruri extrem de clare. Cei doi părinți sunt în continuare în arestul poliției pentru următoarele 4 săptămâni. Practic, ei urmează să fie prezentați judecătorilor undeva la finalul acestei săptămâni, cel mai târziu la începutul săptămânii viitoare. Nu putem ști o dată exactă pentru că aici totul este ținut la secret. Practic, nicio informație nu ajunge în spațiu public referitor la acest caz. De altfel, și în presa din Danemarca s-a scris foarte, foarte puțin despre acest caz. Din câte am citit eu, una sau două ziare au abordat acest subiect. Mai mult decât atât, copilul se știe că a fost externat din spitalul din Odense, este cel mai prestigios spital de pediatrie de aici din Danemarca, a fost dat în unei familii adoptive pentru o perioadă de un an de zile, iar cei doi părinți nu vor putea să-l vadă pe copil, indiferent de situația lor, timp de 6 luni de zile. Practic, nici dacă judecătorul va decide să-i pună în libertate pentru a continua această anchetă, ei nu vor putea să-și vadă copilul, așa cum spuneam, pentru următoarele 6 luni de zile. S-a tot discutat în spațiu public referitor la anumite acuzații care au fost aduse moașei. Ei bine, aici în presa daneză s-a scris extrem de clar faptul că moașa a vizitat familia respectivă ori de câte ori a considerat ea de cuvință. Practic, aici nu există un program al acestei persoane pentru a veni în vizită, ci totul rămâne la latitudinea acesteia pentru a merge și a vedea starea bebelușului. Totodată, Au fost acuzați cei de la serviciul de ambulanță că nu au intervenit în timp util. Trebuie să vă spun că apelul celor doi părinți a venit chiar în timpul nopții în care furtuna Malik aici a făcut ravagii. Practic, pompierii, ambulanțele, poliția erau prinși în diferite misiuni. Localitatea în care cei doi domiciliază este la circa 30 de minute de mers cu mașina la cel mai apropiat spital în Ace. Așa au și făcut. Acolo a fost văzut copilul pentru prima dată. Medicii de acolo au considerat că cazul este extrem de grav și așa s-a decis să-l trimită mai departe la spitalul din Odense. Nu l-a trimis cu elicopterul pentru că acesta nu a putut zbura din cauza furtunii. Așa că drumul de 140-150 de kilometri a fost făcut cu un echipaj al ambulanței. Acolo medicii, practic, după ce l-au examinat, au văzut starea lui și așa a aflat și poliția despre caz. Cei doi, așa cum vă spuneam, sunt în două centre de reținere diferite. Ei sunt audiați, ancheta este în plină desfășurare și totul este o chestiune de zile până când polițiștii îi vor prezenta în fața judecătorilor și totodată vor prezenta și probele pe care le-au adunat în aceste 4 săptămâni. Mulțumesc foarte mult, Vasile. Absolut șocantă această poveste. Te așteptăm cu noutăți.